Județul Argeș încheie anul 2011 pe primul loc în regiune la numărul de proiecte cu finanțare europeană semnate prin programul operațional regional. Au fost semnate în 2011 82 de contracte cu o valoare totală de 92,53 de milioane de euro. Din această sumă s-au plătit doar 8,58 de milioane de euro, dar reprezentanții Agenției Regionale de Dezvoltare Sud-Muntenia spun că anul viitor vor fi plătite sume mult mai mari. Vestea proastă este că din 2012 se înăspresc condițiile de finanțare. Dacă inițial puteai primi până la 30% din suma din bugetul proiectului ca prefinanțare, din motive cunoscute de toți, această sumă, acest procentaj se reduce la 10%. Mai mult decât atât, acești 10% se dau în două tranșe de 5, una de 5 și cealaltă tot de 5, dar cu condiția demarării procedurilor achiziției și atribuirii de cel puțin unui contract de un contract de lucrări sau de servicii, nu este specificat în modul. O altă modificare este că de anul viitor banii necheltuiți pe polul de creștere vor fi trecuți într-o schemă de finanțare pentru reabilitarea termică și energetică a ansamblurilor de locuințe. Asta înseamnă că după 15 februarie se trage linie, aceste sume se transferă către acest domeniu de intervenție, această activitate care va deveni eligibilă și de atunci toate consiliile locale din mediul urban vor avea posibilitatea să depună aplicații pentru astfel de intervenții. Regenerări energetice, recondiționări ale ansamblurilor de locuințe și așa mai departe, drept pentru care de acum îi sfătuiesc pe edilii din mediul urban, inclusiv din județul Argeș, ca de altfel pe toți cei din regiune, să pregătească aplicații și în acest domeniu de intervenție, în măsura în care există o nevoie la nivelul comunității respective.